Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat luni că a început evaluarea utilizării vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech la copiii din grupa de vârstă 5-11 ani. Părerile oamenilor sunt împărțite, întrucât imunizarea este încă un subiect controversat în România. Zeci de mii de români aleg și în prezent varianta de a nu se vaccina. Teama de reacții adverse și insuficiența informațiilor reprezintă principalele motive invocate de persoane pentru a amâna sau a refuza imunizarea cu un ser anti-COVID-19. Același lucru se întâmplă și în cazul în care cetățenii sunt întrebați despre imunizarea copiilor. În primul rând, eu n-aș fi de acord, pentru că sunt copii, da? În al doilea rând, ce se aude și ce se vede este cum este. Dar mai stăm așa. Deocamdată, sinceră să fiu, niciunul n-a făcut, pe niciunul dintre ele. Deși sunt un pic bolnăvioară. Nu sunteți convinsă. Exact. Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat luni că a început evaluarea utilizării vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech la copiii din grupa de vârstă 5-11 ani. La copii de la 12 ani în sus poate să facă, fără probleme, cred. De la 5 ani e cam în dubiu. Pentru copii nu sunt de acord. Nu văd ok treaba asta. Sunt prea mici pentru a fi testați. Cu așa zis între ghilimele, vaccinul care îl scot. E una, noi care suntem mai maturi, avem altfel de imunitate, și alta, cei mici. Necesită timp un vaccin, cel puțin 5 ani, pentru a fi testat. Să poți să-i dai ok-ul pe piață normal. Ceea ce au făcut acum, am riscat făcându-l fiecare. Și eu l-am făcut la rândul meu și alții. Bineînțeles, alții consideră că vaccinarea este pentru toată lumea, inclusiv pentru cei mici. O bună, foarte bună. Aș vrea să vaccinez toată lumea. Deci pericol e pentru toți. Nu e cum fac alții propagandă, nu e... Păi, am părere bună să ne vaccinăm toți, că nu ne omoară, da. Și cei mici sunt mai puțin susceptibili să dezvolte forme severe de COVID-19. Ei pot totuși să transmită virusul SARS-CoV-2 altor persoane, inclusiv populațiilor vulnerabile, care reprezintă riscuri medicale mai mari. Vaccinul Pfizer-BioNTech a demonstrat că induce o reacție imunitară puternică în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. În cadrul unui studiu realizat pe 2268 de participanți, au anunțat reprezentanții celor două companii în data de 20 septembrie.